reușite frumoase, o luptă dânsă pe teren și cea mai bună echipă să obțină cele 3 puncte prețioase puse în joc. Vom vedea după cele 90 de minute regulamentare ce va fi însă cea mai bună echipă. Antrenorul principal al formației Sfântul Gheorghe, Serghei Cebotari, a spus că bucuria pentru calificarea în cupele europene va fi după campionat. Acum urmează 4 meciuri. Primul cu Petrocup. Ce așteptări sunt? Ca se da, știu, am сложну игру, интересную сложную игру с Петрокубом, в принципе, по-другому не получается. Хороший, достойный соперник, поэтому я думаю, что сегодня будет интересно. Probabil va fi meciul decisiv până la urmă pentru locul 2. Dacă nu o să pierdeți, medalele de argint vă vor reveni. Я думаю, что об этом мы поговорим после игры, а сейчас пока еще рано. Настраиваемся на игру, хотим взять 3 очка. Ați luat în calcul că nu va juca Ambros, unul dintre marcatorii lor, cu 5 goluri? Ну, я думаю, что у них по месту Амброса есть другие футболисты тоже хорошие, которые могут доставить море неприятностей как бы для нас, в принципе. Так что я не думаю, что один футболист что-то решает в нашем время в футболе, поэтому... Думаю, что они найдут равноценную замену. Абордать мяч с гындом на один гол или только на Викторию? Нет, всегда готовимся только на победу. Помолчим и желаем успех. Мерси мало. Антренор формации Петрокуб Лилиан Попеску, на апропиере наши жукатори фак глуме наинте де мяч, но по терену, пробабил, ва экзиста ривалитате. Да, антредевар, спер я, когда ожидаю мяч интересант. Мяч, практик, două echipe echivalente, dacă pot să mă exprim așa. Să vedem. Cum ați acoperit pauza de două săptămâni? La ce ați atras atenția? În primul rând am avut mulți accidentați și ne-am străduit să îi refacem. S-a lucrat puțin și la aspectul, la comportamentul fizic, tehnico-tactic. Sper că pauza не во фиде фолос, он такой стирать, птин не дат пестикап карта наша, комбутикап под наш Алой Амброс, Дим Покатич и Мудрак, а мне так чидентат, Санторсен чидентат, дела селекционат, это Арреспер, тут уж ну леса, а чести до фигур с нулеса, ампрентя супражоклый. Ultima perioadă, Sfântul Gheorghe se dovedește un adversar destul de incomod pentru Petrocub. Da, dacă să luăm din poziția, ne uităm la rezultate, dar avem o egalitate și două înfrângeri. Ceea ce contează de meci, iarăși părerea mea subiectivă, n-am fost peste noi. Dar avem rezultat, adică sperăm astăzi să fie invers. Vă mulțumim și vă urăm succes! Mersi! În urmă.
urmă, cu două săptămâni, Sfântul Gheorghe a obținut o calificare istorică în preliminarele Ligii Europei. Gazdele au declarat că vor petrece după încheierea sezonului. Până atunci mai au 4 etape de campionat, iar primul meci contra celor de la Petrocub în această după-amiază, în etapa cu numărul 25 din Divizia Națională. Vedem echipa oaspeților în poartă cu numărul 25 Cristian Avram, apoi trei fundași centrali, 90 Jardan, 2 Onana, 21 Potârniche, 2 închizători, 17 Cojocar și 8 Țurcan, 2 oameni laterali, 20 Melachio și 10 Bejan, iar în atac vor juca Damașcan, 77, Taras 6 și 18 Vadim Gulceac, antrenor principal Lilian Popescu. Aceasta este echipa de start pe care a pregătit-o Serghei Cebotari, în poartă cu numărul 28 Nicolae Cebotari. În apărare 17 Ojoc, 4 Novikov, 16 Mazur, 19 Sfinarenko, la mijlocul terenului 21 Slivka și 5 Plămădeală, iar în atac 11 Chiracosean, 99 Carastoian, 22 Mandricenko, în spatele singurului vârf Sergiu Istrati. Întâlnirea de astăzi de la Suruceni va fi arbitrată la centru de Petru Stoianov din Taraclia, ajutat de Vladislav Livciu și Victor Mardari, al patrulea oficial Ion Bilea. Suntem în așteptarea celor două formații, arbitrii au ieșit un pic mai devreme, cât de curând cele două echipe vor pătrunde pe teren. Înaintea acestei etape, lucrurile par a fi destul de clare în ceea ce privește Sfântul Gheorghe și Petrocub. Gazdele au ca obiectiv să-și mențină poziția a doua. La moment, Sfântul Gheorghe, în 24 de meciuri, a adunat 50 de puncte. De partea cealaltă, Petrocub are 42 de puncte. În mare măsură este sigură de locul 3, însă în cazul unei victorii astăzi aici la Suruceni, ar avea șanse pentru a se bate și la locul 2. În imagine avem echipa lui Serghei Cebotari. Sfântul Gheorghe a obținut matematic o calificare în preliminarele Ligii Europei. Se va întâmpla acest lucru în luna iulie anului viitor, atunci când Sfântul Gheorghe își va face debutul pe arena internațională, o echipă fără prea multă experiență. Banca de rezerve a formației gazdă a lăsat pe bancă nume destul de importante, antrenorul gazdelor, Artem Rozgoniuc, Alexandru Vremea, Vadim Paireli nu evoluează, nici măcar rezervă nu este Alexandru Suvorov. De partea cealaltă și oaspeții nu se pot baza pe Vladimir Ambros, suspendat. Accidentat este Victor Mudrac, de asemenea nu a prins foaia de start. Așteptăm un meci deschis oricărui rezultat, așteptăm un meci în care cele două formații să ne ofere un fotbal plăcut ochiului aici la Suruceni, unde gazdele sunt redutabile în acest sezon. Sfântul Gheorghe a avut evoluții absolut senzaționale pe teren propriu, 24 de puncte pe care le-a obținut aici. Sfântul Gheorghe are o singură înfrângere aici la Suruceni, un 0-3 contra Șerifului, înregistrat în luna aprilie. Ion Jardan joacă astăzi în poziție de al treilea fundaș central, este cel mai interesant lucru pe care îl pune în aplicare Lilian Popescu, cel puțin după schema tactică, să vedem dacă vor interveni schimbări, așa și se va întâmpla. Să vedem cum se va descurca Ion Jardan, pe care îl vedem într-un plan îndepărtat, purtătorul tricoului cu numărul 90, un lucru foarte și foarte interesant. Lovitura de start va aparține formației gazdă, Gareghin Chiracosean, este în preajma balonului. Se așteaptă ora exactă, Petru Stoianov își privește ceasul, după care urmează să fluiere startul acestei întâlniri, care va începe de la ora 14. La pauză, în celălalt meci, care a început cu o oră mai devreme, Codru și Speranța se aflau la egalitate 0-0. Un prim balon pentru Miroslav Mazur, de la acesta la Vitalie Plămădeală. Acum Andrei Novikov trimite un balon
la întâlnire, însă cei de la Petrocub recuperează, nu pentru mult timp, din nou Plămădeală, urcă mijlocașul închizător și obține o lovitură liberă. Un prim fault obținut de Sfântul Gheorghe în această întâlnire. Vitalie Plămădeală, capitanul și unul dintre liderii echipei din Suruceni, a fost faultat. Vor beneficia de o lovitură liberă elevii lui Serghei Cebotari. Gareghin Chiracosean va executa această lovitură liberă. Alexandru Suvorov nu este nici măcar pe bancă, însă și pentru el distanța ar fi fost extrem de mare. Urmează centrarea acestuia, resping cei de la Petrocub, încearcă declanșarea unui contraatac, însă n-a mai ajuns balonul la Ilie Damașcan. Recuperează Gulceac, minge în direcția lui Damașcan, acolo este Svinarenko și trimite în afara terenului. Va fi aruncare de la margine pentru Petrocub. Vorbea Lilian Popescu despre faptul că în ultima vreme este un adversar destul de incomod Sfântul Gheorghe pentru formația din Hâncești. Alexandru Bejan se pregătește să arunce de la margine. Trimite în direcția lui Vadim Gulceac, însă Mazur acordă lovitură de la colț. Fază fixă pentru Petrocub. Se duc jucătorii înalți în careul porții apărate de Nicolae Cebotari, un goalkeeper foarte sigur în acest sezon, însă vom vorbi pe parcurs despre datele statistice pe care le are în acest sezon. Andrei Cojocari va bate această lovitură de la colț, un prim corner în această întâlnire, mingea a fost deviată. Melachio trimite un balon pentru Jardan, din nou Melachio. În direcția lui Dan Taras, acesta a deviat, însă nu era nimeni. A degajat Slivka. Se pune serios osul la bătaie, o minge de urmărire. Încearcă să se apere cât mai bine Alexandru Bejan. Chiracosean face pressing la Cristi Avram. Acesta a degajat din prima. Gulceac deviază pentru Damașcan. Nu este fault, intervenție curată din partea lui Novikov. Slivka mai departe la Svinarenko, un jucător cu evoluții foarte bune. Petrocub va încerca să-și facă cumva jocul de pase la firul ierbii. Să vedem dacă suprafața de joc va permite acest lucru. Urcarea lui Ojog centrează acesta, Mandricenko a urmat o deviere. Faza continuă, însă se ridică Fanionul. Poziție de offside va urma posesie pentru echipa oaspete. Vedem la reluare această poziție neregulamentară, un început și cu un ritm destul de rapid. Cristian Avram se pregătește să degajeze, același sistem 3-4-3 pus în aplicare de către Lilian Popescu, nu se dezice de această schemă tactică pe parcursul deja a trei sezoane consecutive. A degajat Avram, Mazur, foarte bună, detenta acestuia. Trimite mingea în afara terenului, va fi aruncare de la margine pentru hânceșteni. Alexandru Bejan caută un coechipier cât mai bine plasat pentru a primi un balon, însă imediat sunt luați în primire. Iaser Țurcan liber, controlează balonul, trece de Slivka și obține o lovitură liberă. Fază fixă pentru Petrocub. Petru Stoianov era în apropierea acestei faze și imediat a fluierat lovitură liberă, pe care din nou va executa Andrei Cojocari, un mijlocaș închizător cu evoluții din ce în ce mai bune la Petrocub. Îl înlocuiește cu brio pe Vladimir Bogdanovici. Centrează Cojocari, mingea a fost deviată. Să vedem, va fi repunere din colțul careului mic. Au cerut un alt corner hânceștenii, însă nu a fost cazul de data aceasta. Va degaja balonul Nicolae Cebotari. În acest sezon are 11 meciuri fără gol încasat. La acest capitol este devansat doar de portarul șerifului Dumitru Celiadnic, care are 14 meciuri fără gol încasat. Între cei doi se va da și bătălia pentru titlul de portarul anului în fotbalul moldovenesc.
Vor beneficia gazdele de o aruncare de la margine. În mod tradițional, Petru Ojog va repune balonul în joc. Petru Cub este în pressing. Încearcă să nu o lase pe Sfântul Gheorghe să-și facă tradiționalul joc de pase. Dejan cu capul pentru portarul Cristian Avram. 0-0 deocamdată aici la Suruceni în meciul etapei cu numărul 25. Zomo. Potârniche. Înapoi la Unana Zomo. Chiracosean și Mandrecenco sunt cei mai avansați jucători. Interesant, Sergiu Istrati va juca arepă dreaptă, iar Chiracosean va fi în poziție de atacant, sprijinit de către Dumitru Mandrecenco. Nu cred că e un lucru atât de surprinzător pentru Lilian Popescu acest lucru. Cred că s-a așteptat și la astfel de schimbări. Potârniche, Petru Cub aproape cu toată echipa în jumătate adversă, însă prea mult a așteptat Carastoian acum. Pasă în zonă centrală. Mandrecenco încearcă să treacă spectaculos și reușește. Este faultat Dumitru Mandrecenco. Au bătut repede cei de la Sfântul Gheorghe. Mazur. Nu este jenat de niciun jucător al celor de la Sfântul Gheorghe, nu era presat, va fi aruncare de la margine. Iaser Țurcanu, un obișnuit al naționalei de tineret, a jucat în meciul victorios contra Țării Galelor la Orhei cu scorul de 2-1. Damașcan pasă acum, pot fi periculoși cei de la Petru Cub. Taras întoarce pentru Bejan, urmează centrarea acestuia. Melachiu cu lovitură de cap, iată o primă fază periculoasă la poarta lui Nicolae Cebotare. A venit bine din linia doua Juan la Melachiu și a pus în pericol ce detentă are jucătorul camerunez, însă puțin peste poarta lui Nicolae Cebotare. Putea o primă fază periculoasă la poarta lui Nicolae Cebotare. Îi aparține camerunezului Juan la Melachiu. Jucător mai ușor de recunoscut pentru ghetele sale destul de colorate pe care le afișează în această întâlnire. Un portocaliu care îl face deosebit de ceilalți jucători. Ghetele sunt omor în acest fotbal modern. De toate culorile, albastre, galbene sau roșii. Mazur urmează pasa sa diagonală, însă prinde Cristian Avram. Cristian Avram va urma o degajare din partea acestuia. Trimite un balon în direcția lui Iaser Țurcan. Nu este fault asupra lui Artem Carastoian, a avut de suferit în urma duelului cu Maxim Potârniche. Se resimte Carastoian, un jucător foarte puternic, Maxim Potârniche. Onana. Jardin din nou pentru Onana Zomo. Urmează o pasă în direcția lui Damașcan. Plămădeală. Andrei Novikov a sudat un cuplu de fundași centrale, Serghe Cebotari, Novikov, Mazur, care au avut evoluții foarte bune în acest campionat. Svinarenko, din nou în direcția lui Carastoian, însă prea tare această pasă. Va fi repunere din colțul careului mic. Portarul Cristian Avram a început sezonul la Dinamo Auto, însă în vară a ajuns la Hâncești. Imediat, odată cu venirea sa, l-a lăsat pe banca de rezerve pe Dorian Răilean. Este portarul titular indiscutabil. Simte că nu are o linie de mijloc atât de bătăioasă și pe alocuri Lilian Popescu îl coboară alături de Țurcan și Cojocari pe Dan Taras. Joacă practic alături cei doi.
îl lasă pe cojocari în fața apărării. Bejan are susținerea unei pase pentru Gulceac, preferă Alexandru Bejan de unul singur. Nu este faul, recuperează cei de la Sfânt. Din nou posesie pentru Petrocub, însă la acest capitol Sfântul Gheorghe poate lejer să-i lase mingea celor de la Sfântul Gheorghe. Serghei Cebotar și el la marginea terenului vine să ofere indicații. Urmează o nouă minge în careul celor de la Sfântul Gheorghe și va fi corner. O nouă lovitură de la colț. Al doilea corner consecutiv la poarta lui Nicolae Cebotari. Gazdele nu au beneficiat de niciunul. Și din nou Andrei Cojocari este la colțul terenului. Urmează centrarea, resping încă o dată cei de la Sfântul Gheorghe. Mingea rămâne în joc, din nou Cojocari centrează. Melachio pentru Jardan. Pasă pentru Alexandru Bejan. Chiracosean. Plămădeală pentru Mazur. Jardan simplu pentru Onan Anzomo. Andrei Cojocari. Din nou diagonală în direcția lui Vadim Gulceac. Iese Nicolae Cebotar și prinde acest balon. Eugen Slivka, Andrei Novikov, mai departe pentru urcarea lui Petru Jog. Aici Istrati, cumva liber, lăsat de către Melachio, ajunge acest balon Sergiu Istrati. Urmează centrarea acestuia înspre Mandricencu. Avram prinde în doi timp, ceva emoții pentru Cristian Avram, însă reține în cele din urmă mingea. Aici au surprins echipa oaspete urcarea și centrarea lui Serghei Istrati, cel care l-am, pe care am văzut-o. Sergiu Istrati nu este atacant central în această întâlnire, în poziție de aripă dreaptă. Melachio. Va fi posesie pentru Petrocub. Iaser Țurcan, mingea era în mișcare, trebuie să fie pas în acea zonă. A semnalizat acest lucru Petru Stoianov. Etapa cu numărul 25 a adus și titlul mult așteptat de Șerif. Au avut nevoie ieri oaspeții de un punct în meciul de la Orhei cu Milsami și l-au obținut. Centrare Melachio, respinge Novikov, Dan Taras. Mingea revine lui Cojocari. Este în acea zonă Iaser Țurcan, Mandricenco lasă cu călcâiul. Mingea trimisă până la Miroslav Mazur. Schimbă direcția de atac cei de la Sfântul Gheorghe, urcarea lui Serghei Svinarenko. Din prima în direcția lui Artiom Carastoian, în fața sa este Maxim Potârniche. Nu găsește o soluție potrivită, foarte greu să treci de Potârniche. Carastoian, diagonală în direcția lui Sergiu Istrati și Melachio acordă corner. Îl ceartă foarte serios Lilian Popescu pe acesta. Își cere scuze de la colegii Duan la Melachio pentru faptul că a acordat corner, însă nu avea un ochi la spate să vadă că Sergiu Istrati nu era într-o poziție atât de periculoasă. Până una alta va fi lovitură de la colț, pe care o va executa armeanul Gareghin Chiracosean. 0-0 în continuare, scorul aici la Suruceni. Centrează Chiracosean la bara a doua, Dumitru Mandricenco cu o lovitură de cap însă, pe lângă poarta lui Cristian Avram. Trebuie să revină în apărare jucătorii celor de la Sfântul Gheorghe. O echipă extrem de simpatică, care etapa trecută a avut trei oameni în... chiar patru oameni în echipa simbolică a etapei cu numărul 24,
Portarul Nicolae Cebotari, Dumitru Mandricencu, Sergiu Istrati și Gareghin Chiracosean. Onan Anzomo trimite un balon în direcția lui Gulceac, Mazur însă se poziționează corect, apoi din nou Onana, călcâia lui Mandricencu. Jardan pune mingea jos, Onana pentru Maxim Potârniche. Cojocari, trece Andrei Cojocari. Pasă pentru Ilie Damașcan, acesta este însă izolat. Trimit mingea din acea zonă elevii lui Serghei Cebotari, ajunge până la urmă balonul la golkeeperul Cristian Avram. Onan Anzomo. Pasă pentru Maxim Potârniche. Foarte greu de pătruns prin acest baraj, două linii formate de Sfântul Gheorghe. Iată aici, zona este liberă, Melachio nu reușește să țină balonul în joc și va fi aruncare de la margine. Mai devreme, un pachet de nervi era Lilian Popescu la adresa elevilor săi, le reproșa acestora faptul că n-au reușit să mențină balonul în joc. Din nou Onana. Surcan, însă Gulceac n-a reușit să controleze mingea. Taras încearcă să-și facă loc, dar Taras șutează la poartă! Peste! Un șut extrem de puternic din partea lui Dan Taras, alături de Aros și Gulceac. A marcat 5 goluri pentru Petrocub în această ediție de campionat. De puțin a trecut mingea peste bara transversală. Și cea mai periculoasă echipă până acum este Petrocub, care a amenințat de două ori poarta adversă. Cred că dacă era pe spațiul porții, ar fi avut mari probleme Nicolae Cebotari. Urmează degajarea acestuia. Yasser Țurcan se opune Slivka, Cojocar din nou pentru Yasser Țurcan, se oferă să-l ajute Alexandru Bejan. Acesta din prima, nu este offside, Ilie Damașcan este ieșit din poartă Cebotari, va fi corner, păcat pentru Ilie Damașcan. S-ar fi indicat o scăriță peste portarul Nicolae Cebotari, însă va fi lovitură de la colț. La acest capitol Petrocub deocamdată domine, însă pe tabela de marcaj acest lucru nu se răsfrânge. Avem în continuare rezultat de egalitate, fără goluri. Urmează centrarea la semi-înălțime, Gulceac a încercat o deviere. În lipsa lui Ambros, Vadim Gulceac ar trebui să fie omul responsabil cu golurile. Centrează Melachio, Gulceac, aici ar putea urma un șut năprasnic al lui Cojocari, urmează urcarea lui Bejan, respinge Mazur, din nou Cojocari, n-a reușit o pasă din nou Bejan, în duel cu Chiracosean. Fault, un fault tactic, însă suficient ca Petru Stoianov să fluiere oprirea jocului. Aici vedem în reluare. Să-i dăm credit arbitrului, care este suveran pe teren. Va fi lovitură liberă care va fi executată din nou de către omul cu banderola de capitan, Andrei Cojocari. Centrează acesta, pericol în careu, însă îndepărtează mingea cei de la Sfântul Gheorghe. Încă o dată Petrocub a fost periculoasă, Mandricencu, posibilitatea de contraatac pentru gazde, însă au scăpat mingea dincolo de linia de margine. Cojocari. Mara, așa cum este poreclit de către colegii săi, Andrei Cojocari. Potârniche, împinge mingea la Alexandru Bejan. Se oferă să-l ajute Yasser Țurcan, centrează Bejan, însă în Vitalie Plămădeală, capitanul gazdelor. Alexandru Bejan va repune balonul în joc, însă aruncă până la Potârniche. Onana. Mai departe la Ion Jardan. Trece în jumătatea de teren adversă Jardan și este fault, însă lasă legea avantajului Petru Stoianov. Să vedem dacă se va concretiza, nu?
însă jucătorul de la Petrocub este întins pe gazon, gazdele ar fi putut declanșa un contraatac. Melachio. Melachio urcă, Melachio, bună viteza camerunezului, centrează Melachio, respinge Novikov, mingea-i vine lui Yasser Țurcan, stop pe pept al acestuia, Țurcan mai departe la Alexandru Bejan, în careu, șutul acestuia peste poartă. Din nou periculoși elevii lui Lilian Popescu, Petrocub joacă mai convingător în aceste minute, iată-l pe Alexandru Bejan în imagine, cel care a tras peste poarta lui Nicolae Cebotari. Au aglomerat acea zonă, n-a reușit să tragă din prima Yasser Țurcan. Bejan a tras de puțin peste poarta lui Nicolae Cebotari. O remiză fără goluri, însă un ritm destul de alert aici la Suruceni, între Sfântul Gheorghe și Petrocub. Un meci între două echipe cu pretenții în acest sezon. Onana se poziționează corect în fața lui Chiracosean, însă va fi posesie pentru Sfântul Gheorghe. Onana revine în defensivă. Urmează un nou corner. Au egalat, nu, este 2-3 raportul cornerilor. Al doilea corner pentru Sfântul Gheorghe, urmează centrarea, din nou Mandricenco pe spate, mingea rămâne în careul celor de la Petrocub, care încearcă declanșarea unui contraatac, însă un joc a avut prim planul în fața lui Ilie Damașcan. Acum pot declanșa contraatacul, se cere o pasă din prima în direcția lui Gulceac, însă resping sfinții în afara terenului. Petrocub mai periculoasă, parcă mai dornică de un succes care să o apropie de Sfântul Gheorghe și să relanseze lupta pentru locul 2. Va repune de la margine Melachio, au respins însă surucenienii, Onana pentru Maxim Potârniche. Potârniche, Alexandru Bejan. Se oferă să-l ajute Andrei Cojocari, însă este preferat din nou Maxim Potârniche. Cojocari. Și a îndepărtat mingea, însă a fost și faultat de Gareghin Chiracosean. Va fi lovitură liberă pentru Petrocub. Melachio a încercat din prima. Îi revine mingea jucătorului camerunez. Onana Nzomo. Potârniche. Joc de pase a Petrocubului. Iată aici Gulceac, însă vine Novikov și se opune. Dumitru Mandricenco. Carastoian a încercat o alunecare. Gulceac și va fi aruncare de la margine pentru Petrocub. Asta indică brigada de arbitri. Jardan. Pasă pentru Andrei Cojocar, diagonală la Bejan, acesta din prima încearcă, însă se opune Carastoian. Din nou Alexandru Bejan, centrează Bejan, respinge Mazur cu o lovitură de cap. Taras, în spate la Potârniche. Liber, Cojocar trage la poartă, prinde Nicolae Cebotari. Un șut pe spațiul porții, însă un șut care nu i-a dat emoții lui Nicolae Cebotari. Este al cincilea meci aici la Suruceni între Sfântul Gheorghe și Petrocub. Primul s-a jucat în vara anului 2017. Petrocub s-a impus cu 2-0 prin golurile marcate de Vadim Paireli și Victor Mudrac. Ambii evoluau atunci la Petrocub. Paireli între timp s-a transferat la Sfântul Gheorghe. Ultimele două meciuri aici la Suruceni au însemnat înfrângeri pentru Petrocub. Și în 2018, dar și în acest sezon, echipa lui Lilian Popescu a cedat cu scorul de 0-1. Însă cel mai spectaculos meci a avut loc în aprilie 2018, când Petrocub a învins aici Sfântul Gheorghe cu un scor de tenis 6-3. Ne pregătim de o lovitură liberă la poarta lui Cristian Avram, urmează centrarea, acesta prinde balonul și încearcă cu privirea declanșarea unui contraatac. A fost un fault la portar, va fi
lovitură liberă pentru Petrocub. Cristian Avram trimite simplu până la Andrei Cojocari. De la acesta la Potârniche, apoi din nou Cojocari, coboară alături de fundașii centrali, se eliberează zona pentru urcarea lui Melachio. În fața sa era Sergiu Strati, pasă în spate, acum urmează centrarea, însă una defectoasă. Va fi repunere din colțul careului mic. Convocat la națională, Nicolae Cebotari, în ambele meciuri însă a fost rezerva lui Alexei Coșilev, ca și celălalt portar din divizia națională, Dumitru Celiadnic. Însă ar putea primi o șansă în următorul timp Nicolae Cebotari. Coșilev are evoluții destul de oscilante în ultima perioadă, așa că șansele lui Nicolae Cebotari sau ale lui Dumitru Celiadnic cresc considerabil. Dacă nu cu Franța, atunci cu Islanda, unul dintre ei ar putea apărea. Îl urmărim pe Damașcan, pasă pentru Gulceac, însă cât de bine se completează cei doi apărători centrali, Novikov și Mazur, joacă în puncte fixe pe teren, însă cei doi încearcă să acopere cât mai bine zona, iar Svinarenko și Petru Ojog au libertate totală de a urca în atac. Se descurcă Mazur și Novikov. Aici pasa însă este prea tare. Va fi aruncare de la margine. Jardan. Onana. Maxim Potârniche. Din nou Onana și acum Ion Jardan. Se descurcă destul de bine ca al treilea fundaș central în locul lui Victor Mudrac. Deocamdată a evoluat fără cusur Ion Jardan, Potârniche. Pasa este una previzibilă, trebuie să fie atent în apărare într-un duel cu Gareghin Chiracosean. Cade Potârniche, Chiracosean la balon. Revine, urmează centrarea acestuia, prinde Cristian Avram, iată o fază prelungită a lui Gareghin Chiracosean. Un jucător destul de interesant în divizia națională, un jucător din Armenia care evoluează la Sfântul Gheorghe. Onana pentru Potârniche, urcă Maxim Potârniche, imediat însă izolat era Yasser Țurcan, Taras era cumva liber, însă doar pasă în spate până la Andrei Cojocari. Jardan. Se oferă să-l ajute Melachio acum, însă era un pic în spate Ilie Damașcan. Putea să primească. Nervi pe banca de rezerve ale ambelor formații. Melachio. Iată aici, liber este Taras, poate să urce Dan Taras. Yasser Țurcan. Melachio. Spate pentru Onana Nzomo. Potârniche. Bejan. Onana până la Ion Jardan. Cu jucari. Yasser Țurcan imediat însă pressingul celor de la Sfântul Gheorghe. Își face datoria, au pierdut mingea hânceștenii. La prima vedere, rezultatul de egalitate avantajează Sfântul Gheorghe, care în mare măsură își asigură medaliile de argint. Au obținut cel puțin locul 3 în această ediție de campionat, însă siguranța își doresc locul 2. Cojocari. Acum Gulceac, plămădeală. Se descurcă destul de bine, pasă în spate o jog, apoi Sergiu Strati. Mandricenko. Din nou pasă în spate la o jog. Novikov. Svinarenko. Urcă Sergei Svinarenko.
Va fi aruncare de la margine pentru Sfântul Gheorghe. Va repune balonul în joc Serghei Svinarenko. Mazur. O jocare într-un duel destul de energic cu Dumitru Mandricenko. Deocamdată nu a acordat niciun cartonaș galben Petru Stoianov. Nemulțumit Andrei Cojocari. Îl vedem pe Lilian Popescu, antrenor care conduce Petrocub din 2017. A venit la Hâncești în vara anului 2017 și este unul dintre cei mai buni antrenori din divizia națională. Onana pentru Ion Jardan. Urcă Jardan. Foarte greu de pătruns, iată, obligați să paseze în spate. O echipă organizată, Sfântul Gheorghe. Pasă în direcția lui Melachiu, acesta recentrează, respinge Novikov. O jocare a jucat acest balon. Onana s-a poziționat corect în fața lui Chiracosean. Lasă Iaser Țurcan pentru Potârnichi, apoi o pasă în spate. Carastoian face pressing la portarul Cristian Avram. Și iese o pasă cumva în direcția lui Damașcan, însă Mazur reușește să respingă. Slivka. Mandricenko cere mingea cu insistență Carastoian, este preferat însă Sergiu Istratin, fața sa este Melachio. Încearcă să treacă Sergiu Istratin, însă nu este atât de simplu. Melachio este un jucător foarte bun. În acea poziție este greu să fie depășit. Trebuie să fie mai inventiv Sergiu Istratin. A urmat o deviere a lui Svinarenko și a lăsat zona liberă, urcă Bejan acesta, însă își îndepărtează mingea. Prea multe greșeli neforțate. Slivka saltă mingea peste întreaga apărare, însă este offside la Sergiu Istrati, se ridică Fanionul. Suntem în minutul 35 la egalitate 0-0. Sergiu Istrati revine în poziția în care evoluează. Taras, Jardan, mai departe la Potârnichi, doar Onana este în propria jumătate. Potârnichi trimite o pasă greșită, Carastoian pentru Svinarenko, apoi Mazur în direcția lui Mandricenko. Aici trebuie să fie atent Onana într-un duel cu Chiracosean. Acesta încearcă să-l depășească în viteză, însă Onana trimite portarului Cristian Avram. Onana din nou. În direcția lui Gulceac. Deviere pentru Damașcan. Foarte bun Mazur. Acum a fost faultat. Un jucător, spuneam și în transmisiile anterioare, un jucător care poate să facă pasul și într-o competiție mai tare decât divizia națională, ar putea reveni în Ucraina. Este o experiență bună Sfântul Gheorghe, însă se vede că are un potențial destul de mare, Miroslav Mazur, trimite portarului Nicolae Cebotar, întotdeauna concentrat, are pase exacte, redutabil în duelurile aeriene. Miroslav Mazur este un garant al succesului. Aici e offside, va fi posesie pentru Petrocub, un balon care a săltat apărarea celor de la Petrocub, însă s-a ridicat deja Fanionul. Avram trimite pentru Ion Jardan. Trece Jardan în viteză. Minge pentru Melachio. Lasă liber o jog. Acum Melachio a urmat centrarea. Iaser Țurcan. Însă imediat sunt obligați să facă câțiva pași în spate. Nu sunt lăsați să tragă la poartă. Potârnichi. Mingea a fost, se pare, deviată și va fi corner. Acesta este Maxim Potârnichi, fundaș central de meserie. Un jucător de 30 de ani, Maxim Potârnichi. A jucat atât la Șerif cât și la Zimbru, Maxim Potârnichi. Acum însă evoluează la Petrocub.
Andrei Cojocari va bate lovitura de la colț. Centrează capitanul oaspeților, a urmat o deviere. Jardan, însă imediat se repliază în defensivă cei de la Sfântul Gheorghe. Urmează o execuție surprinzătoare a lui Cojocari, care îl surprinde pe Nicolae Cebotari. Melachio. Melachio, pătrunde Melachio. Pasă pentru Bejan. Va fi obligat să trimită în spate, fie să încerce el o pătrundere în zona centrală. Cojocari. Jardan. Mai periculoasă Petrocub în această întâlnire. Cojocari. Iaser Țurcan. Îi revine balonul acestuia. Nu, acum este fault. Vitalie Plămădeală cel a faultat. Vedem în reluare duelul dintre cei doi închizători. Faultul Plămădeală, a ajuns la 34 de ani. Vitalie Plămădeală va juca sezonul viitor, dacă va rămâne la Sfântul Gheorghe, va evolua în cupele europene. Andrei Cojocari va bate această lovitură liberă. Jucătorii amplasați undeva la marginea careului, centrează Cojocari, resping cei de la Sfântul Gheorghe. Melachio, Melachio își face mingea pentru această urcare, centrează în forță Melachio, gol! 1-0! 1-0 pentru Petrocub, se pare că a marcat Ilie Damașcan. A fost o aglomerație în careul celor de la Sfântul Gheorghe și Petrocub deschide scorul prin Ilie Damașcan. Primul său gol marcat de când a revenit în divizia națională. Ilie Damașcan reușește să deschide scorul. Vedem această urcare a lui Melachio, care îl depășește în viteză. Urmează centrarea, apoi din acel meleu primul este Ilie Damașcan, care scutură plasa porții lui Nicolae Cebotar și din minutul 40, 1-0 pentru Petrocub. Și iată că, conform specialiști, gazdele deschid, oaspeții deschid scorul aici la Suruceni și este 1-0. Să vedem replica echipei lui Serghei Cebotari. Specialiștii anticipau o partidă în care Petrocub avea nevoie de victorie pentru a continua lupta pentru locul 2 și iată că este 1-0. Să vedem dacă se vor liniști cumva elevii lui Lilian Popescu sau vor juca de asemenea agresiv, sus în atac, și acest lucru ar putea să le aducă din nou succes. 1-0 pentru Hânceșteni. Marchează din nou aici la Suruceni Petrocub, după ce în ultimele două partide n-au reușit să puncteze. Ilie Damașcan, primul său gol de la revenirea în divizia națională. Un balon la bătaie pe care Potârniche îl joacă, însă se ridică Fanionul. Și iată, Petrocub nu renunță, nu face pasul în spate. Iaser Țurcan, pasa sa din nou în direcția lui Damașcan. Nicolae Cebotari nu lasă mingea să iasă în afara terenului. Interesant că niciun rezultat de egalitate nu s-a înregistrat aici la Suruceni, între Sfântul Gheorghe și Petrocub. Două victorii au oaspeții, două succese au aparținut gazdelor. Evident, golaverajul favorabil celor de la Petrocub, în mare măsură acelui succes categoric, cu 6-3, Svinarenko. Mingea trimisă până la Slivka. Mai departe la Petru Ojog. Ojog își face loc pentru a centra, o face Avram, prinde acest balon. Siguranță bună din partea lui Cristian Avram. Poate fi un om cheie în această confruntare. Spuneam despre un eventual succes al hâncăștenilor, ar relansa lupta pentru locul 2. Într-un clasament în timp real, Petrocub ajunge la 45 de puncte
și se apropie la 5 puncte, cu 3 etape rămase până la final. Un călcâi în direcția lui Yasser Țurcan, n-a mai ajuns acel balon la Taras. Fault în atac din partea lui Dan Taras. Deocamdată Petru Stoianov nu a arătat niciun carton galben. Am văzut în reluare faultul comis de către Dan Taras. Alături de Ambros și Gulceac, are 5 goluri în acest sezon Dan Taras și a cerut scuze după acest fault. Mazur. Ojog. Cu două vârfuri autentice abordează partida în aceste momente Lilian Popescu, alături de Gulceac joacă și Ilie Damașcan. Taras a coborât alături de Yasser Țurcan, iar în fața apărării joacă Andrei Cojocari. Doi atacanți, ambii lângă cei doi fundași centrali, Mazur și Novikov, încearcă cumva să schimbe din mers tactica, să găsească soluții cât mai surprinzătoare. Lilian Popescu. Ion Jardan, scurt, trimite până la Țurcan, apoi un balon întors la Onan Anzomo. Potârnichi, aici trebuie să fie atent, riscă să piardă balonul. Gulceac. Taras, un picior prea sus ridicat asupra unui adversar și cartonaș galben. Joc periculos al lui Dan Taras. Nu l-a văzut pe adversarul său direct, Sergiu Strati. Galben. Dan Taras, o să vedem la reluare. Da, joc periculos, picior ridicat în zona capului. Cartonaș galben pentru Dan Taras. Mazur. Diagonala acestuia, Avram iese și culege acest balon. Din nou o pauză luată de portarul oaspeților. Foarte bine. Fără a prelungi nici măcar 60 de secunde, fluieră Petru Stoianov finalul primei reprize. La pauză este 1-0 pentru Petru Cub. Ilie Damașcan a marcat în minutul 40 singurul gol de până acum. O primă repriză în care scorul cred că este absolut echitabil. Petru Cub a avut ocaziile mai mari în primele 45 de minute. Urmează la pauză, probabil, discuții între antrenori și jucători. Serghei Cebotari va trebui să schimbe ceva în angrenajul formației sale. Jocul celor de la Sfântul Gheorghe nu a mers pe parcursul primei reprize. Iată și cele spuse de mine se confirmă prin statistică. 63% pentru Petru Cub. Șuturile pe spațiul porții la fel. 3-0 pentru echipa oaspete. Offside-uri... La acest capitol sunt lideri gazdele, însă la capitolul lovituri de colț conduc de asemenea hângeștenii. Urmează pauza, după care revenim peste un sfert de oră cu repriza secundă.
Arbitrii așteaptă cele două formații să-și facă apariție pe teren. Pentru repriza a doua meciului Sfântul Gheorghe Petrocub, la pauză este 1-0 pentru Hânceșteni. A marcat Ilie Damașcan în minutul 40. Repede cele două formații, dacă nu sunt schimbări, oaspeții cu Avram, Jardan, Onana, Potârniche, Cojocar, Țurcan, Bejan, Melachio, Damașcan, Taras și Gulceac. De partea cealaltă, formația gazdă în poartă cu Cebotare, apoi Ojog, Novikov, Mazur, Svinarenko, Slivka, Plămădeală, Mandricenko, Chiracosean, Carastoian și Istrati. Antrenor principal la formația gazdă, Serghei Cebotari, la oaspeți, Lilian Popescu. În negru joacă echipa oaspete, care în cazul unui succes relansează lupta pentru medaliile de argint. În ultimele două sezoane, 2017 și 2018, Petrocub s-a ales cu medaliile de bronz, iar un eventual loc 2 ar ambiționa și mai tare echipa patronată de Mihai Usatăi. L-ați văzut puțin mai devreme în imagine pe Serghei Cebotari, care a încercat, probabil pe parcursul pauzei, să facă modificări în jocul formației sale, să regândească tactica pusă în aplicare începând cu minutul 1. Sfântul Gheorghe va avea lovitura de start în repriza a doua. Vadim Gulceac este pregătit să reia partida. Fluieră Petru Stoianov, începutul reprizei a doua. Potârniche încearcă o diagonală în direcția lui Alexandru Bejan. Acesta poate să centreze, însă se poziționează corect Mazur și respinge. Mingea revine lui Andrei Cojocari. Acțiune pozițională de atac pentru Petrocub. Cei de la Sfântul Gheorghe recuperează. Mazur ezitant, însă ajunge mingea în brațele portarului Nicolae Cebotari. Ezitare din partea lui Miroslav Mazur. Petru Ojog pasă pentru Eugen Slivka, mai departe la Ojog. Trimite o pasă în spate. Petru Ojog, unul dintre cei mai experimentați jucători de la Sfântul Gheorghe. Svinarenko a încercat o pasă pentru Carastoian. Petru Cub încearcă să iasă din apărare. Novikov trimite în afara terenului, va fi aruncare de la margine. Vadim Gulceac aruncă repede. Mingea revine lui Gulceac. Vadim Gulceac, un balon în direcția lui Melachio. Încearcă să țină balonul în joc camerunezul. Pas în spate pentru Jardan. Obișnuit Jardan cu fazele de atac. Taras a lăsat pentru Cojocari, însă nu era în acea zonă Andrei Cojocari. Cristian Avram pasă pentru Onana Nzomo, apoi de la acesta la Ion Jardan. Din nou Onana. Nicio schimbare n-au efectuat cei doi antrenori în pauză. Jardan trimite o pasă pentru Maxim Potârniche, în propria jumătate de teren, din nou la Onana Nzomo. Pentru Jardan. Maxim Potârniche. Acum, din nou, eliberează zona pentru o eventuală centrare. Va fi aruncare de la margine, obținută de către Dan Taras. Se duce în acea zonă Alexandru Bejan. Va fi aruncare de la margine pe care o va executa Alexandru Bejan. Urmează o deviere pe spate. Resping surucinenii din acea zonă. Un nou out. Puși sub presiune elevii lui Serghei Cebotari. Formația lui Lilian Popescu gata oricând să marcheze golul 2 și să se desprindă decisiv pe tabela de marcaj. Din nou elan mare din partea lui Bejan, aruncă în careul celor de la Sfântul Gheorghe. Potârniche destul de avansat, luptă, însă faultează în atac. Maxim Potârniche trebuie să revină cât mai repede în defensiv. Ar putea să fie surprins aici duelul său
care l-am avut și pe parcursul primei reprize cu Artiom Carastoian. Elegant, Mazur. O pasă diagonală pentru Sergiu Istrate, respinge însă Melachio. Aici au spațiu suficient, Damașcan faultat de Mazur. Iaser Țurcan trimite pentru colegul său din linia mediană, Andrei Cojocari. Jardan. Melachio. Cojocari, pasă filtrantă pentru Iaser Țurcan. Melachio obține o lovitură liberă. Foarte activ camerunezul Duan la Melachio. Și a sărbătorit ziua de naștere cu o victorie de cupă în celor de la Zimbru pe 24 septembrie. Iată, a trecut spectaculos de doi jucători și va fi lovit pentru Petrocub Hâncești, Andrei Cojocari, liderul. Un pic mai devreme, în celălalt meci al etapei cu numărul 25, Codru și Speranța au remizat fără goluri 0-0. Speranța și-a diminuat șansele de a ajunge din nou în Liga Europei. Iar pentru echipa lui Cristian Efros urmează meciurile decisive cu Dinamo Auto și Milsami. Posesie pentru Petrocub, însă o neclaritate, solicită corner și va fi lovitură de la colț, însă va fi executată de atacantul Vadim Gulceac. Iată surprinzătoare decizia luată de Petrocub. În mod normal ar trebuia să fie în careu, bate la bara a doua și o face extrem de slab. Vadim Gulceac bate foarte prost acest corner. Va degaja Nicolae Cebotare, astăzi n-a reușit să-și păstreze poarta intactă, a încasat un gol din partea lui Ilie Damașcan, foarte nemulțumit Serghei Cebotari, îi vedeți reacția deocamdată, una care nu are nevoie de foarte multe comentarii, nu dorește să piardă și acest lucru este bine pentru un antrenor de fotbal. Damașcan cu capul pentru Iaser Țurcan, se cere o pasă la Melachio. Din prima, Gulceac, Jardan, centrează Ion Jardan și o face foarte bine, însă n-a sesizat acest moment Dan Taras. Iată-l pe Ion Jardan, care a făcut un gest foarte interesant înaintea acestei partide. I-a dăruit unuia dintre operatorii noștri tricoul său de la echipa națională pe care i l-a promis, chiar dacă nu a fost convocat pentru meciurile cu Albania și Andorra, avea în garderoba sa un tricou pregătit. Și unul dintre colegii noștri s-a ales cu un tricou al lui Ion Jardan, chiar înainte de meci. Novikov. Pasă pentru Miroslav Mazur. Urmează pasă și Sfântul Gheorghe este în atac. Însă de data aceasta este cazul celor de la Petrocub să respingă. Va fi aruncare de la margine. Însă Petrocub nu poate să joace la trecerea timpului, va încerca probabil să mai marcheze odată. Lilian Popescu le cere concentrare maximă elevilor săi. Respinge Novikov. Taras pierde posesia. Dan Taras, acum Sfântul Gheorghe desfășoară un atac pozițional, urcarea lui Petro Jog. Mai departe, însă, nu a sesizat acest lucru Sergiu Istrate și va fi posesie pentru oaspeți. Vor încerca să liniștească jocul cei de la Petrocub. Petru Stoianov este unul dintre cavalerii fluierului cu mare experiență în divizia națională, cel care este un obișnuit al meciurilor de fotbal. Va degaja Cristian Avram, un portar de 25 de ani. Damașcan n-a reușit să atingă mingea, însă va fi aruncare de la margine pentru hâncești.
Va repune balonul în joc Alexandru Bejan. Încearcă să găsească un coechipier demarcat. S-a oferit să-l ajute Ilie Damașcan, însă Bejan trimite în direcția lui Ion Jardan. Înalță un balon pentru Iaser Țurcan. Acolo era și Slivka. Mandricenko în duel cu Cojocar s-a poziționat corect. Nu este fault. Ilie Damașcan ajunge mingea la Vadim Gulceac, însă alunecare din partea lui Slivka. Se resimte Gulceac, însă nu s-a dat fault. Va fi repunere din colțul careului mic. Pressingul lui Iaser Țurcan a dat roade. El a atins ultimul mingea și i-a obligat pe gazde să repună balonul în joc din colțul careului mic. Rămâne 1-0 pentru Petru Cub. Bejan a repus balonul în joc, minge în spate pentru Onan Anzomo. Fost internațional de juniori pentru Camerun, Jacques Ghislain Onan Anzomo, acesta este numele său complet. Ionel Jardan. Pas în direcția lui Gulceac, însă n-a reușit să ajungă mingea la acesta. Din nou Jardan. Melachio, centrează Melachio, înșelătoare această centrare, prinde balonul Nicolae Cebotari. Nu are soluții, iată, ați văzut și reacția portarului, cui să arunc, asta ar fi spus fundașilor, nu era niciunul demarcat să primească balonul. Urcarea lui Miroslav Mazur, Sergei Svinarenko, înapoi la Miroslav Mazur, acum Novikov, Ojog, în fața sa este Iaser Țurcan, preferă o pasă simplă la Dumitru Mandricenko. Încearcă să treacă Dumitru Mandricenko, scapă și de marcajul lui Cojocar, centrează, mingea la Gareghin Chiracosian, este în suprafața de pedeapsă, caută o soluție, pasă în spate, urmează centrarea la bara a doua, Sergiu Istrati, prin alunecare, nu obține absolut nimic, va fi out de poartă. S-a zbătut mult pe parcursul partidei Sergiu Istrati, însă poate în calitate de aripă nu poate da randament maxim, se simte mai bine ca atacant central Sergiu Istrati, a marcat 3 goluri în această ediție de campionat, nu se poate baza pe cel mai bun marcator al formației sale, Vadim Cemârtan, accidentat, cel care are 6 goluri alături de Dumitru Mandricenko, ar fi prins bine acum. Damașcan centrează, să se opun cei de la Sfântul Gheorghe. Potârniche încearcă să-l întâmpine pe Carastoian departe de propria poartă și trimite în afara terenului. Va fi tușă pentru Sfântul Gheorghe, va repune de la margine Serghei Svinarenko. Grizantul e normal la mine. Din nou tușă pentru gazde. Petru Cub are nevoie ca de aer de victorie în cazul în care dorește să relanseze lupta pentru locul 2. Novikov. Urcă Andrei Novikov. Aici Petru Jog acoperă acea zonă Iaser Țurcan. Nu-i permite să treacă și îl blochează. Alunecă cei doi jucători. Nu se dă fault. Melachio. Cu noroc mingea revine lui Iaser Țurcan. A încercat un lung de linie în direcția lui Ilie Damașcan, însă prea tare. Novikov aruncă de la margine. Lasă în cele din urmă pe Petru Ojog, nemulțumit că niciun coechipier nu s-a oferit să-l ajute. Mazur. Trimite un balon la Svinarenko. Va fi aruncarea de la margine pentru Sfântul Gheorghe. Mazur. Fac ușor, ușor pasul în spate cei de la Petru Cub. Ojog. Centrează. Cojocari. Melachio. Se opune Slivka. Plămădeală. Onana. Aici Melachio. Încearcă declanșarea unui contraatac. Pasa însă prea tare. Pe un teren umed, pasele trebuie să fie cât mai exacte.
pentru a ajunge la destinatar. Întorc mingea până la portarul Serghei, până la portarul Nicolae Cebotar. Mazur. Novikov. Lipit de tușă este Petrojoc. Mandricenko și-a jucat mingea cu mâna. Dumitru Mandricenko s-a folosit de braț. A observat acest lucru Petru Stoianov și a... Aici vedem pasa acestuia. Da, într-adevăr, era într-un duel cu Andrei Cojocanis. A comis hands. Inteligent, Cristi Avram trage ușor, ușor de timp, însă nu pentru a fi și avertizat. În fotbal trebuie ca și portarii să aibă în arsenal lucruri care să ajute echipa. Gulceac, șut mult peste poartă. Foarte nemulțumit, un pic mai devreme era Lilian Popescu. I-a reproșat ceva lui Alexandru Bejan. Acesta este Alexandru Bejan, un discipol al școlii de fotbal Buiucani. Fost internațional de tineret. Degajează Nicolae Cebotar. A jucat Iaser Țurcan acest balon. Istrati trimite în spate, Slivka. Sergiu Istrati. Din nou Sergiu Istrati. Onana trimite mult în afara terenului. Aruncă o joc. Dumitru Mandricenko cu spatele la poartă trimite pentru Plămădeală. Svinarenko. Carastoian. Nu este fault, pot declanșa un contraatac, însă aici cât de bine se poziționează și respinge în afara terenului Miroslav Mazur. Merită toate felicitările colegilor pentru acea minge respinsă în afara terenului. Va repune balonul în joc Alexandru Bejan. Noi suntem în minutul 61. În continuare, reușita lui Ilie Damașcan este singura de până acum. Vor beneficia gazdele de o aruncare de la margine. Svinarenko are soluția unei pase pentru Dumitru Mandricenko. Pierd din nou posesia, însă nu pentru mult timp, cei de la Sfântul Gheorghe. Novikov, urcarea lui Ojog. Mai departe la Sergiu Istrati, însă Melachio se repliază și trimite balonul în afara terenului. Se cere mingea cât mai repede pentru a fi aruncată în teren. Ca Chiracosean. Chiracosean obține o aruncare de la margine, armeanul Gareghin Chiracosean. Din nou posesie pentru Sfântul Gheorghe. Încearcă să împingă jocul înspre poarta lui Cristian Avram. Sfinții foarte periculoși. O nouă centrare care va veni din corner. Vitalie Plămădeală va executa această lovitură de la colț. Centrează Plămădeală, mingea a fost deviată, Gulceac s-a apărat bine, Vadim Gulceac încearcă să treacă, însă foarte greu era să dea o pasă în acea zonă. A venit și Carastoian pentru a-l bloca. În ultimele trei etape, în cazul în care va câștiga astăzi, Petrocub relansează cumva lupta pentru locul 2. În etapa 26-a, hânceștenii vor găzdui Codru. Cu o etapă înaintea finalului de sezon vor juca acasă cu Speranța, iar în ultima rundă se vor deplasa la Tiraspol pentru duelul cu Șerif, cu mențiunea că echipa lui Zoran Zekić deja este cu saci în căruță și cu medaliile de aur adjudecate. De partea cealaltă, Sfântul Gheorghe, etapa viitoare va găzdui acasă Șerif. Apoi, în etapa cu numărul 27, va primi replica în acest stadion a celor de la Zimbru. Iar în ultima etapă va juca în deplasare cu Dinamo Auto la Ternovca. De asemenea, cum e Dinamo Auto, va lupta pentru locul 4.
Execută repede cei de la Sfântul Gheorghe, mingea însă este respinsă din acea zonă de către Iaser Țurcan. Mazur pentru Ojog. Ojog mai departe la Sergiu Istrati. Imediat Melachio în acea zonă, centrează Istrati, Avram încearcă să închidă acea zonă de teren. Au respins cei de la Petrocub. Presiunea crește la poarta lui Cristian Avram. Sfântul Gheorghe aduce oameni în suprafața de pedeapsă. Petru Ojog a atins ultimul mingea. Va fi aruncare de la margine pentru Petrocub. Ion Jardan va repune de la margine, trebuie să iasă din acea zonă Petrocubul. Mazur trimite portarului Nicolae Cebotari. Din nou Miroslav Mazur spunea într-un interviu că cel mai important este ca echipa sa să încheie pe o notă pozitivă această ediție de campionat. Evident făcea aluzie la medaliile de argint. Acestea încă nu sunt adjudecate și sunt încă puse la bătaie în cazul unui succes al celor de la Petrocub. Novikov. Petru Ojog. Centrează Ojog mult pe deasupra porții lui. I-a sărit mingea în față, asta am văzut după o primă reacție. Foarte dezamăgit de propria execuție Petru Ojog, refine în apărare. Cristi Avram se pregătește să degajeze balonul în joc. Deocamdată lucrurile pentru echipa sa decurg normal. A trimis însă în afara terenului. Aruncă Serghei Svinarenko. Și el nu găsește un coechipier demarcat. Trimis până la plămădeală. Din nou posesie pentru Sfântul Gheorghe. Fault. Din nou posesie pentru Gheorghe, însă mingea este mult mai aproape deja de suprafața de pedeapsa Hâncești. Însă Lilian Popescu este un antrenor care știe să conserve un rezultat. Echipa sa deocamdată rezistă. Onana ezitant în fața lui Sergiu Istrati. Încă o dată degajează mingea din acea zonă. Un al doilea gol ar liniști cumva jocul celor de la Sfântul Gheorghe. Mă refer la un al doilea gol al Petrocubului. Aici ar trebui cumva să gândească Lilian Popescu, trimiterea în teren și forțarea lui Alexandru Dedov. Aici pot pleca din nou pe un contraatac, cere mingea, Iaser Țurcan, Gulceac de unul singur, Gulceac, Vadim Gulceac, continuă și penalti! Obține lovitură de la 11 metri, Petrocub, Vadim Gulceac și cursa sa de aproape 50 de metri. O să vedem evident la reluare. Să vedem dacă va acorda și un cartonaș galben Petru Stoianov. În mod normal trebuie să arate un avertisment. Iată aici finalizarea lui Gulceac și faultul lui Petru Ojog. Beneficiază de un penalti echipa lui Lilian Popescu. Ilie Damașcan are o discuție cu Vadim Gulceac, care își asumă executarea acestei lovituri de la 11 metri. Am anticipat un contraatac fulgerător. Vadim Gulceac poate să marcheze al șaselea gol în această ediție de campionat pentru el. Față în față cu Nicolae Cebotari. Petru Stoianov are grijă ca niciun jucător să nu intre în careu înaintea loviturii de la 11 metri. Gulceac apără portarul, faza nu s-a încheiat, gol! 2-0 marchează Dan Taras. Până la urmă, atent pe respingere, Dan Taras marchează al șaselea gol al său în această ediție de campionat. A apărat în primă instanță. Lilian Popescu, evident, deja mai liniștit. Este 2-0 pentru Petrocub.
O să vedem la reluare. A respins în prima instanță execuția lui Gulceac, însă atent pe fază, Dan Taras marchează. Taras devine cel mai bun marcator al hâncăștienilor în această ediție de campionat cu 6 goluri și la acest capitol îl depășește chiar pe Vadim Gulceac, care avea el șansa să ajungă la 6 reușite, și pe Vladimir Ambros. 2-0 pentru Petro Cuba aici la Suruceni. Oaspeții într-un clasament în timp real ajung la 45 de puncte. Se apropie la 5 lungimi de undă de echipa lui Serghei Cebotar și relansează lupta pentru locul 2. Sfântul Gheorghe deja nu are soluții, trebuie să trimită toți oamenii în atac. Novikov pentru Mazur, încă 20 de minute din această întâlnire. Ileda Mașcan a făcut pressing la Novikov, nicio schimbare nu a fost operată de Serghei Cebotari. Pe bancă îi are ca jucător ofensiv pe Andrei Calac și Vadim Paireli. Acestea ar fi cele două soluții. Sergiu Strati greșește, Cojocari pasă pentru Damașcan, trece Damașcan cu ușurință de plămădeală, se oferă să-l ajute Taras, Dan Taras, Taras la marginea careului, mai departe pentru Ilie Damașcan, însă Mazur acolo este foarte și foarte convingător. A protejat balonul, a fost un fault al lui Ilie Damașcan. I-a închis practic spațiul de pătrundere și acesta a fost doar să-l faulteze. Ajunge Petro Cub la 30 de goluri în această ediție de campionat cu cele două de astăzi și are a doua apărare după cea a Șerifului. Șerif are 8 goluri încasate, Petro Cub are 18. Iaser Țurcan va fi posesie pentru echipa lui Lilian Popescu. Pregătește o modificare Serghei Cebotari, îl va trimite în teren pe Artem Rozgoniuc. Ionel Jardan va arunca de la margine. Rozgoniuc, purtătorul tricoului cu numărul 97. Mandricenko pasă în spate la Sergiu Strati. Novikov. Mai departe la Mazur. Un balon în direcția lui Carastoian, se opune în acea zonă Alexandru Bejan. Acum se va produce modificarea. Artem Rozgoniuc își va face apariție pe teren. Să vedem în locul cui. În locul lui Vitalie Plămădeală, îl schimbă, în locul lui Eugen Slivka, îl schimbă pe Eugen Slivka, care se duce direct la vestiare. Intră Artem Rozgoniuc, care va juca exact pe aceeași poziție, în zona centrală, alături de Vitalie Plămădeală. Iaser Țurcan. Carastoian. Chiracosean. Onana este faultat, va fi lovitură liberă pentru Petro Cub. Portarul Cristian Avram. Trimite în direcția lui Melachio. Câștigă duelul aerian cu Istrati, apoi Gulceac. Pasa lui Iaser Țurcan, acesta a încercat să tragă la poartă, însă mult, mult pe lângă, va fi out de poartă. Vlad Oprea va fi prima schimbare pregătită de Lilian Popescu. Va mai opera o modificare și Serghei Cebotari. Jardan, acum Cojocari. Potârniche, Bejan. Nu este fault, aruncare de la margine. Maxim Focșa va intra și el. Fundaș central își va face apariția pe teren în următoarele minute.
Lămădeala mai departe la o joc, centrează o joc, respinge în afara terenului Andrei Cojocari. Pentru cele două formații vor urma peste o scurtă perioadă meciurile de cupă. Iese Chira Cosean și va intra Maxim Focșa. Spuneam că vor urma și meciurile de cupă. Ambele s-au impus în primele meciuri din prima manșă a sferturilor de finală. Sfântul Gheorghe a învins Milsami în deplasare cu 1-0, urmează să găzduiască echipa orheiană aici la Suruceni. Iar Petrocub, după ce a învins Zimbru cu scorul de 2-1 în deplasare, va găzdui echipa lui Vlad Aga la Hâncești. S-a dat aut de poartă. S-a mai liniștit un pic jocul, s-a mai liniștit un pic elanul celor de la Sfântul Gheorghe. Focșa va juca alături de Mazur și Novicov va fi cel mai avansat jucător. Fundașul central Andrei Novicov va încheia această partidă ca atacant central. Interesantă schema tactică gândită de Serghei Cebotari. Să vedem cu ce se va evidenția Andrei Novicov. Probabil la fazele fixe va fi redutabil, dacă vor ajunge baloane la el. Carastoian a trecut aripă dreaptă, iar Sergiu Istrate a trecut aripă stângă. Novicov acum cere mingea, înspre acesta se îndrepta balonul, să resping cei de la Petrocub, Rozgoniuc. Rozgoniuc a încercat o pasă pentru Mandricenco. N-a mai ajuns mingea la Istrati. Va fi aruncare de la margine pentru Petrocub. Vlad Oprea, pregătit să intre în teren. Purtătorul tricoului cu numărul 13. Însă la următoarea pauză, Taras Melachio are libertatea totală. Aici zona este lăsată liberă de către Ojog. Melachio încearcă să treacă de Rozgoniuc. În zona centrală, Melachio, Iaser Țurcan, Ion Jardan. Din nou balon pentru Melachio. Centrează Melachio. Rozgoniuc a fost primul la acel duel. Sergiu Istrati. Mazur. Focșa. Ojog. Ojog pătrunde Petru Ojog. Carastoian. Onana pentru Ion Jardan. A deviat balonul pentru Focșa. Acum Svinarenko. Centrează Svinarenko. Respinge din nou Onana. Ilie Damașcan. Taras. Onana. Devierea lui Gulceac pentru Iaser Țurcan. Bejan. Cojocari. Potârniche. În direcția lui Damașcan, însă Mazur cu pieptul a reușit să recupereze balonul. Rozgoniuc pentru Ojog. Urcarea lui Petru Ojog, însă sunt luați în primire colegii săi, Mandricenco. Acesta nu este lăsat să pătrundă de către Andrei Cojocari. Vlad Oprea deocamdată acum își va face apariția în teren. Balonul a fost o bună parte în joc. Va intra în locul lui Vadim Gulceac. A obținut penaltiul pe care l-a și ratat. Părăsește suprafața de joc Vadim Gulceac. Vlad Oprea va aglomera zona centrală a terenului, acesta, și Alexandru Dedov își va face apariție pe teren, însă la următoarea întrerupere. Va trece probabil Ilie Damașcan, cel mai avansat jucător, iar Oprea îl va sprijini.
Onana. Un balon înălțat. Recuperează din nou cei de la Petru Cub. Ilie Damașcan. Centrează Damașcan, se opune un jucător al gazdelor, va fi lovitură de la colț. Alexandru Dedov primește ultimele indicații înaintea schimbării. Internaționalul de tineret care a revenit la echipa națională, Alexandru Dedov. Însă, așa cum se spune, nu este cel mai indicat moment ca o schimbare să se producă înaintea unei faze fixe, așa că mai așteaptă puțin Alexandru Dedov. Centrează Cojocari. Posibilitate de contraatac pentru Sfântul Gheorghe. Resping hânceștenii. Acum se va produce modificarea. Să vedem cine este scos din teren. Dan Taras, marcatorul golului 2, îi lasă locul în teren lui Alexandru Dedov. Poate fi providențial pe contraatac Alexandru Dedov. Îl felicită Lilian Popescu pentru evoluția sa din teren. Cel mai bun marcator al hânceștenilor, Dan Taras, în această ediție de campionat, cu 6 goluri. Va mai pregăti o schimbare și Serghei Cebotari, o ultima. Carastoian, Jardan, Cojocari, acum Melachiu, trece în viteză. A încercat o pasă pentru Ilie Damașcan, Dedov face pressing la Ujog, Rozgoniuc, Focșa. Puternică, respinge din fața lui Sergiu Strati, Melachio, greșește pasa, Carastoian, a încercat o pasă pentru Dumitru Mandricenco. Mandricenco nu este lăsat să pătrundă, Rozgoniuc. Cel mai avansat jucător, sau cei mai avansat jucători ai oaspeților sunt Dedov și Damașcan, ambii vor juca în calitate de atacanți. Oprea și Yasser Surkan vor fi mijlocași la recuperare, iar în fața apărării va juca Andrei Cojocari. Vadim Paireli va intra cât de curând pe teren, ultima schimbare pregătită de Serghei Cebotari. A încercat o deviere Dedov pentru Ilie Damașcan, Mazur. Fault asupra lui Miroslav Mazur. Acum se va produce modificarea. Este scos din teren Sergiu Istrati, duce și el direct la vestiare. Intră Vadim Paireli. O schimbare care poate fi post pe post. Novikov respinge din fața sa Maxim Puternică. Istrati a jucat în postura de aripă dreaptă, de aceea am menționat faptul că Paireli joacă în locul acestuia, însă au făcut schimb de locuri pe parcursul reprizei a doua, Sergiu Istrati și Carastoian. Acum a intrat pe partea dreaptă Vadim Paireli, primește acum balonul în spate pentru Petru Jog, Focșa, Mazur, aici liber Novikov, însă surprins în offside, fundașul central Novikov. Evoluează în postura de atacant pe acest final. Rămâne 2-0 scorul înregistrat pe tabela de marcaj. Goluri marcate de Ilie Damașcan și Dan Taras. Nu depinde doar de Petru Cub pe acest final de sezon. Jocul rezultatelor tot contează, însă
Mai sunt 9 puncte puse în joc, fără cele 3 de astăzi. Zgoniuc pasă pentru Ojoc. Mandricenko, deviere pentru Rozgoniuc. Din nou Dumitru Mandricenko. În zona centrală Mandricenko, oprit de către Andrei Cojocari. Cartonaș galben pentru Dumitru Mandricenko. Este nemulțumit că a fost avertizat. Vedem aici, și-a îndepărtat un pic mingea și a fost nevoit să-l calce pe gleznă pe Andrei Cojocari. Acesta se resimte în continuare. Minutul 84, 2-0 pentru Petrocub. Trebuie să părăsească suprafața de joc pentru a reveni. Șchioapătă vizibil Andrei Cojocari. Este ajutat de unul dintre colegii săi. Continuă să fie nemulțumit la adresa arbitrului Dumitru Mandricenko după cartonașul galben văzut. Onana trimite un balon la bătaie. Dedov luptă acum să prinde Nicolae Cebotari. Probabil nu va mai reveni în joc Andrei Cojocari, va urma și o a treia schimbare la Petrocub. Mihail Tâșcul sau Arcadie Rusu ar putea să reintre în joc, să-și facă apariția pe teren. Nu riscă nimic Lilian Popescu, urmează meciuri importante în campionat și Cupa Moldovei. Acolo este suspendat Andrei Cojocari. Dedov cere sprijinul lui Melachiu, îl vede pe Vlad Oprea. Pătrunde Oprea, Vlad Oprea! Oprit însă la timp. Arcadie Rusu va intra. Contraatac pentru Sfântul Gheorghe. Să-l urmărim pe Vadim Paireli. Centrează Paireli. Carastoian. Aproape de a intra în careu Artiom Carastoian, șutul său blocat, prinde fără emoții însă Cristian Avram. Va intra cât de curând Arcadie Rusu. Dedov. Jardan. Melachio a încercat o pasă simplă. Rozgoniuc. Acum Mazur, Sfinarenko, Rozgoniuc. Urmează centrarea la bara a doua, nicio emoție. Se evită reciproc Cristian Avram și Melachio și iată ce moment destul de neplăcut. Simplă faza, însă iată cu emoții, foarte nervos Cristian Avram pe Melachiu și cred că are toate motivele să fie, pentru că în mod normal Melachiu trebuia să degajeze balonul din acea zonă. Le-a oferit cadou o aruncare de la margine adversarilor. Arcadie Rusu a intrat în locul lui Andrei Cojocari, care a luat loc pe banca de rezerve. Mandricenko nu obține nimic. Un joc tactic foarte bine gândit de Lilian Popescu, ca la șah a pregătit această partidă, ca într-un joc de șah. A fost golul lui Ilie Damașcan, după care șah și mat, golul marcat de Dan Taras de la punctul cu var. Este grăbit de arbitrul Petru Stoianov, portarul Cristian Avram. Rozgoniuc. Picior prea sus ridicat de către Vlad Oprea. Se grăbesc gazdele pe acest final de meci. Ojog. Paireli încearcă să treacă de Bejan. Pune o alunecare Alexandru Bejan. Arcadie Rusu și Alexandru Bejan au făcut schimb de locuri.
Melachio va juca mai mult în zona centrală în ultimele minute. Țurcan. Arcadie Rusu. Urmează centrarea acestuia, resping cei de la Sfântul Gheorghe. Vlad Oprea. Potârniche. Arcadie Rusu. Prin alunecare și să vedem ce decizie va lua Petru Stoianov. Cartonaș galben pentru Artiom Carastoian. O alunecare la adresa lui Serghei Sfântul. O alunecare asupra lui Arcadie Rusu. Galben pentru fundașul de bandă. Minutul 90 al partidei. Vom vedea și cât va prelungi această întâlnire Petru Stoianov. Lucrurile însă sunt destul de clare. Dedov pasă pentru Damașcan. Ține mingea în joc. Nu până la urmă este aut de poartă. Tot mai puține momente pentru Sfântul Gheorghe, pentru a reveni în meci. 2-0 este un scor confortabil pentru Petru Cub în aceste momente. Jardan pentru Alexandru Bejan, poate să sprinteze. Dedov, bună tehnica din partea acestuia. 3 minute suplimentare pentru această repriză a doua. 2-0 pentru Petru Cub. În cazul în care se va impune, va fi al 13-lea succes pentru hâncești în această ediție de campionat. Alte 6 au fost remize și de 6 ori a pierdut Petru Cub în această ediție de campionat. 7 puncte a furat Sfântul Gheorghe Petru Cubului în acest sezon până înaintea acestui meci. 2 victorii și un rezultat de egalitate. Astăzi însă este rândul celor de la Petru Cub să se impună. Degajează Avram. Va fi aruncare de la margine pentru echipa lui Lilian Popescu, care se apropie la 5 puncte de adversarul direct în lupta pentru locul 2. Și în mare măsură își asigură un loc pe podium. Petru Cub va avea 9 puncte peste Milsami cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Aruncare de la margine pentru Sfântul Gheorghe, tot mai puține momente, Rozgoniuc, Ojog, Bejan, alunecare în fața lui Paireli. A făcut o partidă foarte și foarte bună Alexandru Bejan, cel care nu i-a lăsat pe gazde să facă diferența pe partea de teren unde a evoluat. Nicolae Cebotari. Iată aici Rozgoniuc, aproape să fie deposedat de către Damașcan și Melachio, însă obține mingea de Edov, pasă la Ilie Damașcan, posibilitate de contraatac, însă putea să ciupească un pic mingea pentru Melachio. Balonul pentru Novikov. Acolo însă este Ion Jardan. Cât de bine se descurcă Ion Jardan, excelentă partidă făcută de acesta. Dacă ar fi să-i dau o notă de la 1 la 10, ar fi un 8 cu plus pentru Ion Jardan în această întâlnire. Novikov și portarul Cristian Avram aproape să se ciocnească cei doi. Novikov se resimte. Spuneam despre nota pe care i-aș dau lui Ion Jardan, un 8 cu plus. A făcut o partidă foarte bună în poziție de fundaș central, al treilea fundaș central în acest sistem gândit de către Lilian Popescu. A degajat Avram și fluieră finalul acestei întâlniri Petru Stoianov.
Se consfințește un succes cu 2-0 pentru Petrocub, care se apropie la 5 puncte de Sfântul Gheorghe. Ilie Damașcan și Dan Taras au marcat cele două goluri ale oaspeților, care continuă lupta cu echipa lui Serghei Cebotari pentru locul 2. Doar 5 puncte mai separă cele două formații. Se bucură elevii lui Lilian Popescu, care au speranțe uriașe. Mai mult decât atât, fac un pas important și pentru a-și asigura din nou prezența în cupele europene pentru al treilea sezon consecutiv. Brigada de arbitri a arbitrat foarte bine în această după-amiază. Cele mai importante sunt cifrele și pe tabela de marcaj. Da, interesantă imagine, dus în spate Andrei Cojocari. Se resimte jucătorul celor de la Petrocub. Iată, avem acum o imagine cu acesta. Se resimte destul de tare. Nu poate călca pe piciorul la care a fost lovit. Unul dintre doctorii echipei hâncești îl ajută să părăsească suprafața de joc. Interesant, îl va duce până la autocar sau nu? Vedem cât de curând și statistica acestei întâlniri. 2-0 pentru Petrocub. Victorie clară pentru echipa lui Lilian Popescu, care relansează lupta pentru locul 2. 53-47 posesia balonului. 5-1 șuturile pe spațiul porții. Faulturi comise de ambele echipe 31, însă mai important sunt cele două goluri marcate de către Ilie Damașcan și Dan Taras. Acestea fiind spuse, vă urăm o după-amiază de duminică cât mai plăcută. La revedere! Like a captive, I'm on to you. Used to pay.